Da, am revenit în direct, să citesc rapid ultimele mesaje venite de la dumneavoastră. Ne zice cineva de domnul Bădulescu de la PNL. Mă uitam la domnul Bădulescu aseară sau în seara asta, cum fuma în fața partidului, respecta oare legea? Păi dacă fuma în fața partidului, da, respecta legea dacă fuma afară. Și adevărul, la că l-a tras în piept partidul, putea să fumeze și înăuntru. Da, avea voie. Da, deci, numai să le dea lor amendă. Știi? Deci n-ai voie să fumezi înăuntru, da? Afară ai voie. Așa, deci că vorbeau de diverse combinații ăștia de la PNL. Păi ce pot vorbi oamenii politici, mai ales acum înainte de campanie, dacă nu de combinații electorale. Un alt mesaj din partea altui telespectator ne zice așa, până la urmă ce face compania de apă cu hoteluri, pentru că dacă aveau într-adevăr nevoie de birouri, puteau să termine până acum renovarea. Are ceva dreptate și telespectatorul nostru că e de vreun, nu? Păi hotelul? Din iulie l-au cumpărat ăștia de la compania de apă. Iulie, acum suntem în martie sau iunie, ceva de genul. S-a scam contractul acesta, general, dacă e iulie sau iunie. În general, hotelurile le folosesc pentru dormit, pentru făcut duș și pentru jucat de mama și de tata. Mă gândesc că de aia le-au cumpărat și ăștia de la compania de apă, doar au început să construiești un hotel ca să faci birouri. Da, în iunie și au început să plătească bani încă din aprilie. De asta se întreabă telespectatorul nostru dacă nu cumva o să-l folosească tot de hotel ăștia de la compania de apă. Nu, pe au zis că au nevoie de birouri. Când te gândești că prin hotelul ăla au trecut toți mari lideri ai Partidului Comunist Român. Acum vor lucra în el urmașii acelor lideri. Da, alt mesaj, zice cineva despre domnul Bârlă, că nu a văzut cum se închide piața din cartierul Micro 14, îl roagă pe domnul Bârlă să meargă acolo, să se uite cu ochii lui. Un proiect de 2 bani, zice telespectatorul nostru, când se putea face o simplă modificare și se putea ocoli prin dreapta și nu prin tot cartierul ca să intre în piață. Zice un telespectator, nu știu exact cum arată zona respectivă. Nu sunt proiecte de 2 bani, sunt proiecte de mulți bani, dar lucrările finalizate fac 2 bani. Da, bună seara, am fost plecat de vreo 3 săptămâni din Buzău, ne scrie cineva. Vă rog să îmi spuneți și mie care sunt candidații, întreabă un telespectator. Bănuiesc că la primăria Buzău, da? Foarte rapid, ieri domnul Toma s-a anunțat oficial, domnul Constantin Toma, om de afaceri din partea PSD, domnul Ovidiu Anghel de la PNL, mai cine? Domnul de la PMP, domnul comisar, fost comisar Ion Marin. Așa, de la dumneavoastră, de la PRM, domnul Buga, cine e? Că mă întreabă cineva dacă candidați dumneavoastră sau nu. Noi avem cel mai bun candidat, avem candidatul care va face schimbarea în Buzău, pentru că asta e singura schimbare reală, a vota cu candidatul PRM-ului, nu a vota pe cineva din interiorul acelorași mafii politice și o să-l comunicăm la timpul potrivit. Bun. Semnalele alegătorilor sunt teribil de bune și vom câștiga aceste alegeri. Bun, mergem mai departe. Citim și noi despre această decizie interesantă a justiției buzoiene, mai exact a tribunalului Buzău. Vă mai aduceți aminte, a fost un mic scandal în urmă cu vreo lună sau două cu domnul Denis Toader, patronul unei firme de asta de internet, NanoNet. A fost un conflict, un scandal pe la Gherăsen, dacă mi-aduc eu bine aminte, și domnul Toader Denis Daniel ăsta e acuzat de procuror, de fapt a fost trimis și în judecată, că ar fi vrut să-l omoare pe angajatul ăla de la Electrica, ar fi dat intenționat cu mașina în el. Procurorii au cerut arestul preventiv, s-a aprobat, dar este un arest preventiv mult mai original, așa, dictat de judecătorii de la Buzău. O să citesc imediat din minuta de pe site-ul Tribunalului Buzău, dar înțeleg că mai avem un telefon în direct și că să-l iau repede, că altfel cine știe ce se mai întâmplă. Bună seara! Bună seara! Da, aceeași problemă, cred că e o defecțiune tehnică. Am înțeles că spuneți că domnul Denis Toader vrea să calce pe cineva de la Electrica? Eu știam că, în general, cei de la Electrica
virgulă, calcă cu mașina pe alții. În sfârșit, înseamnă că s-a întors lumea cu roatele în sus. Bun, deci zice așa judecătorul că admite cererea formulată de inculpatul Toader Denis Daniel, așa, și va permite inculpatului părăsirea imobilului din municipiul Buzău. Atenție, deci el este arestat preventiv de luni până vineri, da? În fiecare săptămână a lunii, între orele 12 și 18. Deci arest la domiciliu, da? Da, avea o mimică foarte interesantă, domnul. Vrea să vă închinați sau ce vrea să faci? Nu, normal ar trebui să nu mai mă mire nimic, să nu mai mire nimic în țara românească, deci arestat între anumite ore. În rest, ești un cetățean model. Adică... Da, deci de luni până vineri, între orele 12 și 18, pentru domnul Denis Toader, da, să face acest favor. Mâine pe mine or să fie arestați în modul ăsta și violatorii, știi? Când ai violat? Noaptea. Deci între ora, la ce oră? La 22. Deci între orele 20 seara și 6 dimineața. Dar nu e cam mult, mai restrângeți puțin intervalul. Nu ai voie, deci îl duci la pușcărie, nu, să stea acolo. Întrebe la ce minut ai făcut ilegalitatea. La orele alea o să fii interzis. Și în ora aia, să zicem. Nu mai ai voie la viol, stai cu minte la noi acolo, la celulă. În rest, ești liber la... Așa, deci să permite domnului Denis Toader să meargă la locul de muncă. Da, omul nu trebuie să meargă, e arestat preventiv, dar trebuie să trăiască și el, nu? Da, și îi se permite să meargă la serviciu. De asemenea, îi se permite să meargă, citesc, nu din nu glumesc. Nu e glumă, nu? Nu e o glumă. Nu sunt la camera ascunsă, nu? Nu, nu, nu mai sună nimeni în direct, nu? Nu. Bine. Așa, să meargă la frizer, da? Să meargă la shopping, iată. În fiecare zi de sâmbătă este permis să meargă omul la shopping între orele 14 și 17. Așa, de asemenea, îi se permite să meargă la medicul stomatolog în orice zi din săptămână de luni până vineri, între orele 12 și 18, de asemenea de a merge la cabinetul de avocatură. Mai trebuia să scrie acolo, este obligat să-și repare dantura în perioada aceasta. Ziua de zi. Păi dacă el n-are treabă la stomatolog, sâmbătă trebuie să se ducă. E obligat, da. Eu mă mir. De ce nu l-au lăsat măcar îl judecau în libertate? Nu? Dacă nu este fapt atât de gravă, poate li s-a părut ăla că a vrut să-l calce cu mașina. Băi, ești în libertate. Era mai corect așa. Era mai corect. Te judecă în libertate și gata. Ce mai face atât? Ce de la 7 la 3 te duci la curve, de la 3 la 8 te duci la frizer. Dar tu ești arestat preventiv. Mi se pare ciudată această decizie. Da. Eu am zis așa, originală decizie. Acum, nu știu dacă s-o mai aplica pe undeva pe în țară în cazul cuiva sau numai acela la noi la Buzău. Sigur, legile se aplică peste tot. E mult până dă cineva o sentință după care o să vedeți tot timpul. Da, adică ar fi o chestie să fie începutul acela noi la Buzău și acum să se extindă în toată țara. Și încurcă și familia și programul familiei. Nu mai știu când e la pușcărie, când e libertate, când se duce acolo, când se duce dincolo. Mă rog, țara românească... Totul este posibil. Haideți să discutăm puțin și despre evenimentul ăsta nefericit de la școala din satul Zoița, comuna Ziduri, cu 18 elevi care sunt în prezent la spital la Râmnicu Sărat. Se bănuiește că ar fi vorba de probleme după ce ar fi consumat în această dimineață laptele și cornul. Haideți să auzim și noi câteva declarații luate de colegii mei de la jurnal. Declarații ale reprezentanților DSP, DSV și ale medicului de la spitalul din Râmnicu Sărat. Nu sunt probleme de înalt risc. Deocamdată suntem în anchetă. S-au ridicat din produsele pe care unii dintre copiii le-au consumat la programul Laptele și Cornul. El este în termen de valabilitate, simptomatologia este minoră, forme fruste de boală. O să discutăm și cu medicul infecționist care a primit din copiii care au reclamat ceva modificări ale stării de sănătate. Nu putem încă să avansăm un diagnostic foarte clar în ideea unei toxinfecții alimentare. Rămâne să studiem și în funcție de ce se va identifica în produs, de ce aspect clinic vor continua să prezinte persoanele care s-au prezentat la spital, vom stabili un diagnostic final. Este o alertă prin 1-2 și alertă dată de domnul prefect că la Ziduri a fost o problemă în ceea ce privesc 17 copii care ar fi acuzat, din câte am înțeles la început, durere abdominale, toxinfecție alimentară.
prezentându-mă aici la fața locului, din primele interviuri pe care le-am luat celor de aici, nu este vorba de, nu a fost vorba de durere abdominale, decât de un prurii, de o mâncărime a pielii la nivelul mâinilor, la vreo 2 copii, 3. Și toți copiii din clasă 17, fiecare, dacă a văzut că are unul o problemă, cred că au intrat în panică și a trebuit să alerteze organele măsură, dispensar. Până la momentul respectiv, da, sunt în regulă, în sensul că sunt depozitate într-un frigider. Aici sunt niște probleme la frigider, că nu are termometru, nu are un grafic în care să monitorizeze temperatura zilnic. Cornurile sunt depozitate, au dulap de depozitare al cornurilor. Eu am recoltat cu colegul meu, deci probe din iaurtul, am găsit 32 de borcane de iaurt în frigider, am recoltat 5 probe, 5 am lăsat contraprobă și restul de 22 sunt lăsate în frigider. Am recoltat teste de sanitație din frigider, de pe mesele unde sunt depozitate cornurile, plus de pe mâna domnului care gestionează, care distribuie produsul respectiv, pe care le vom duce la laborator la Buzău și care vor intra în lucru astăzi și în decurs de 3 zile vom avea rezultatul. Au fost aduși un număr de 18 copii cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani. Copiii au prezentat dureri abdominale, grețuri, unii dintre ei și vărsături și foarte puțini erupție cutanată. Copiii au fost cu stare generală bună, au fost consultați pe camera de gardă pediatrie de o echipă de medici, pediatri și medicul infecționist. S-au hotărât ca 4 dintre copii să plece acasă pentru că aveau stare generală foarte bună și fără o simptomatologie deosebită. Restul au rămas internați în secția boli infecțioase a spitalului nostru până se hotărăște ce de făcut în funcție de evoluția lor. Urmează să investigăm și să întrebăm ce anume au consumat. Se pare că au prezentat aceste simptome în urma consumului laptele și cornul de la școală, dar este doar o presupunere. Da, am văzut declarații în ordine de la reprezentantul DSP, DSV și de la spitalul din Râmnicu Sărat. Haideți să mai încercăm un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Mă auziți, da? Da, vă auzim, da, e o minune. Aș vrea să vă semnalizez o problemă cu situația de duminică de la spitalul de urgență Buzău, spitalul județean. Ia ziceți-ne, ce ați pățit? Doamne, o situație, un caz de urgență. Soția am fost acolo la ora 12 și un sfert. Ea a făcut primele EKG-uri, mă rog. După care a trebuit să stea până la 7:30, timp în care nu a văzut niciun medic. După care m-am dus, am luat-o acasă, i-am aplicat eu un tratament de urgență, mă rog, o injecție ca să... calmantă, după care am revenit la ora 22:30. M-au zis, da? Da. La 22:30 am cerut fișa să văd dacă a întrebat cineva de fișă. A venit doctorul să... Nu a venit nimeni. În situația asta vă dă seama ce a trebuit să, cum a trebuit să procedez. M-am suit în mașină și am ajuns la spitalul Floreasca. Am înțeles, dar era vreun medic de gardă la UPU Buzău? Era doctorul Mocanu. Da. Dar era foarte multă lume care nu a fost văzută. Probabil a fost singurul medic. Dar da. Această problemă nu ne interesează pe noi. Așa e. E problema managementul spitalului, cei care conduc spitalul, cei care sunt în măsură să organizeze lucrurile în așa fel să... Da, mă bucur, toți pacienții. Mă bucur din partea dumneavoastră, domnul meu, că realizați faptul, pe de altă parte, că era un singur medic acolo și că la săracul poate n-a putut să facă față la toate solicitările. În situația asta, noi ce să facem? Un județ întreg cu un singur spital de urgență și cu atâția care erau acolo de dimineață și în 10-12 ore nu au fost văzuți. Asta depinde de noi în calitate de... Nu, e un lucru grav că se întâmplă, din păcate, așa grav, ceva. Foarte grav. Foarte grav, dar o să vă dau o veste proastă, sau dăm buzoienilor. Ziceați că era doctorul Mocanu acolo. Da, nu știu ce s-a întâmplat, că nici n-am mai...
De săptămâna viitoare nu o să mai fie nici doctorul Mocanu, că și-a dat demisia. Și el atunci e și mai grav. Încotro ne îndreptăm. Care este da. Situația? Înțeleg că au mai rămas doar doi medici urgentiști la urgență și vă dați seama, ăia sunt și ei oameni, nu pot sta acolo toată ziua și toată noaptea. Situația de față putea să dea salvare pentru urgențe, să ducem în altă parte, dar probabil nu e asta procedura și atunci ce să facem? Suite în mașină, du-te la Floreasca de urgență și vă spun cât a durat la Floreasca. Vă dau datele, o să vin la dumneavoastră să verificați în baza de date la Spitalul Floreasca când am ajuns și când am plecat. Cât a durat? Ce minute a durat, domne? Atât așteptați, ați așteptat doar? Acolo s-a făcut niște teste, ecografie, o analiză și am plecat. Și la ora 3 dimineața am fost acasă în Buzău. Da, am înțeles. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Și au fost foarte mulți, dar nu știu dacă v-a sesizat cineva problema aceasta. Da. Se întâmplă adesea să avem astfel de solicitări din partea telespectatorilor noștri. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Citeam în emisiunea asta în urmă cu vreo lună o informație despre Spitalul Județean din Bistrița, la secția de UPU, de urgență de acolo din Bistrița, unde lucrează vreo 15 medici urgentiști. Da? Și că aia din Bistrița au și modernizat secția UPU și spitalul și au reușit să aducă și medici. Da? Două orașe aproape similare, Bistrița cu Buzău. Și au venit 43 de medici pe care i-au trimis pe banii Consiliului Județean la cursuri. Au construit un bloc special pentru acei... De locuit pentru acei medici. Cu dumneavoastră eram în emisiune. Da, cu mine. Deci s-au implicat ca să rezolve situația medicilor. Iată, la noi Consiliul Județean nu s-a implicat în niciun fel sau nu se vede să se fie implicat în vreun fel ca să atragă medici la Buzău. Ei nu și-au pus niciodată această întrebare de ce fug medicii de la Buzău. E în regulă managementul spitalului respectiv, dacă pui oameni nepotriviți în frunte, niciodată nu o să fie oamenii atrași de un asemenea da, loc. Și rămâne problema veșnică a salariului. Și această problemă pe care a semnalat-o telespectatorul este una reală. Sunt foarte mulți oameni care semnalează acest lucru, se duc, sunt la urgențe, sunt aduși după toate cu claurile, cu salvarea în cea mai mare viteză, cu mașinile de urgență, după care stau acolo două-trei zile până se uită cineva la ei. Ei învinovățesc pe medici, neștiind situația că nu există medici suficienți da, ca să seama, rezolve Buga, problemele. Atunci, de ce se mai numește serviciu de urgență? Sau din start să-i trimită spre București, mai făceau pe drum încă o oră și jumătate și ajungeam la un spital acolo. Dar vă dați seama, domnul Buga, că vine campania electorală acum. Vă dați seama cum vor veni toți și vor zice că o să facem, că o să dregem. O să aducem medici. E foarte important că vin și o să promită, dar este important ca oamenii să îi scuipe în ochi pe aceia care au promis și altă dată și au avut puterea și nu au făcut nimic, nici la spital, nici la maternitate, nici în alte instituții din Buzău, nici într-un alt domeniu de activitate. Ar trebui oamenii să fie mult mai fermi în a-și apăra drepturile și a privi cu mare atenție candidații atunci când îi votează. Să nu mai țină cont, hai să spunem că nu se mai dau tigăi, găle, cum spunea distinsul domn Dragnea, dar să țină cont de oferta, de toată oferta electorală, să nu mai voteze reprezentanții acestor partide care au fost la putere și efectiv au călcat pe grumazul cetățenilor. S-a reparat telefonul, mai avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara, domnul Auraș, și bună seara, domnul profesor! Bună seara. Spuneți, vă rog! Scuze pentru șicanarea care am avut-o mai devreme, nu știu, cineva mi-a pus telefonul, înseamnă sub urmărire, că eu sunt în apelant... Treceți la subiect, vă rog, că mai avem foarte puțin timp. Da, bun. Vreau să fac o referire la acel munte de integritate, domnul Dragnea, Ceaușescu cum o stață fumător, pentru că altfel nu pot să-l interpretez. Dacă el poate să-și permite să facă un lobby contra unei legi, înseamnă că este chiar plecat rău de pe tot pe pământul ăsta. Referitor la faptul că s-a lăudat ieri domnul Bârlă că este prieten sau se cunoaște mult cu domnul Dragnea, domnul Bârlă fiind un fumător foarte înveterat, eu că zic, băi, frate, fă ceva să putem fuma în primărie, în locuri publice, ca altfel de jale. Zic și eu, fac și eu. Da, e o supoziție, da. E o supoziție, da. Legea este foarte bună, cine bagă strâmbe la ea, să dea Dumnezeu să
sperăm să rămână. Cum să, asta e un moment de ipocrizie din partea PSD-ului, îi trebuie o campanie electorală să se apuc fumători și zice, băi, Dragnea ne-a salvat de la dezastru și fumăm acum și ce în biserică. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. La revedere. Mesaj, consider că problema de la UPU Buzău e cea mai prioritară. Așa, există și termenul ăsta, cea mai prioritară? În SMS-urile care se trimit la televiziune este obligatorie. Da, dar nu le pasă de viața omului, autorităților. Un medic vede 160 de pacienți, un medic de la UPU, în 24 de ore, din care unii cu afecțiuni grave ar trebui să intervină aici, da, e clar. E o problemă de siguranță cetățeanului. Deci, este politicul pentru situația de la UPU, pentru că ei au numit, politic au numit managerul, politic n-au făcut nimic pentru a îmbunătăți situația de acolo și atrage noi medici. Referitor la subiectul dinaintea primului telefon cu laptele și cornul, am impresia că se întâmplă același fenomen ca în cazul colectiv. După cazul colectiv, știți, au început, care a fost într-adevăr tragic, au început controlele pompierilor prin toată țara și să iau tot felul de măsuri. Acum, iată, a fost acea dramă cu cei trei bebeluși care au murit din Argeș, după care se duc toate lucrurile în direcția spre cornul, programul ăsta, cornul și laptele, spre laptele, făcându-l vinovat, între ghilimele, de ceea ce se întâmplă. Mă miră că s-a întâmplat așa ceva, pentru că chiar în aceste zile sunt demarate în județ controle ale Sanepidului, verifică prin școli acest program, dacă sunt condiții de depozitare corecte, dacă se respectă termenele de valabilitate și în general lucrurile sunt în regulă. Calitatea produselor am combătut-o și altă dată și nu este una prea grozavă. Dar mă gândesc că acolo... Este clar că se îndreaptă spre laptele și cornul. Adică, cred că mai degrabă spre lapte. Spre lapte. Nu este numai cazul Buzăului și în alte județe toți fac... Zicea că există totuși frigider la școala asta de la Zoița. Mă gândesc să nu se încerce pe plan național o diminuare a consumului de lapte intern, din producție internă, și să ne trezim mâine și poimine că aduc lapte din străinătate mai mult decât se aduce acum, în condiții, spun ei, de respectare a igienei, pentru că manipularea este specifică acestei epoși pe care noi o trăim. Cât acolo a spus că prefectul a sunat la 112, așa am înțeles din ce a spus unul dintre vorbitori, ca să vină la Zoița și să rezolve problema, doar doi copii aveau urticare. Probabil se curățau de purici înainte de vreo oră de matematică. În general, când ai matematică sau științe din astea exacte, te apucă o mâncărime. Așa de prefer să suni la pompieri, la salvare, la o rachetă din astea intergalactice, numai mai ales dacă nu ai nicio notă. Nu? Sau mai ales dacă ai anumite note. Deci, da. Nu cred, eu, din câte am observat, nu cred că este nimic grav. Cred că a fost o simplă indispoziție. Să-i mai întrebe și ce au mâncat dimineața de pe la chioșcurile din jurul școlilor, pentru că pe toți îi vezi dimineață cu Coca-Cola, cu alte produse din astea chimice, consumă la greu tot felul de chipsuri și pe urmă au probleme de sănătate. Da, și un ultim material, domnul Buga, din această emisiune, mai comic, așa să terminăm în nota asta emisiunea. Dar tot comic ați început, da. Dragnea, deci orice alicea prin ori Dragnea. De la domnul Tănăsescu, domnul Gheorghe Tănăsescu, de la Uniunea Asociațiilor de Proprietari, sau, mă rog, domnul Tănăsescu este și președintele unei asociații de proprietari din zona Crâng, avem această informație că bărbații trăiesc mai puțin decât femeile. Dar nu trebuie să vă spună domnul Tănăsescu asta. Da, domnul Tănăsescu a venit cu date de statistică, domnul Buga, nu o să vă vine să credeți. În parohia domnului Tănăsescu există doar 19 bărbați văduvi. Așa? Și 137 de femei văduve. Ferice de bărbații din parohia domnului Tănăsescu. De ce? E oferta foarte generoasă, 19 bărbați, 137. Haideți să vedem un material văduve. Cu documentul. Da, domnul Tănăsescu este un tip așa din ăsta foarte meticulos, foarte tipicat. Dau seama că a început să numere văduve și... Ca să nu credeți sunt date inventate, domnul Buga. Câte dintre văduve sunt virgine? Da, urmărim materialul. Nu, deci ăștia văduvi sunt, mai sunt în viață. Da, le-a murit nevasta. Le-a murit soția. Și
Și văduve câte sunt? 137. Ia vezi, mă, câte sunt? Ce-i de gură. Deci așa e la dumneavoastră în asociație, nu? Da, nu mai la asociație. Și cum vă explicați asta? Pentru că bărbații pleacă mai devreme. Filmează aici, Sorin, nu scrie 137. Sau ce? Ia de mai. Să zic, dar sunt două, 137, 105, nu înțeleg. Nu, am tăiat alea, că am greșit o pagină. Și cât sunt în total? 137. Și cu 19. Deci ați văzut și dumneavoastră listele, doar 19 văduvi și 137 de văduve numărate deci, meticulos. Deci cu asta se ocupă asociațiile de proprietari, numără văduvele și păi, nu, și nu văduve, numai cu nu? Asta, dar are și datele astea. Vedent, ziaristului i-a atras atenția acest fapt. Era interesant dacă vă spunea domnul Tănăsescu de ce mai nou a venit așa o circulară de la compania, să zicem circulară în ghilimele, de la compania de apă către toate asociațiile de proprietari, nu se spele văduve și alta este ideea, să li se comunice toate numerele de telefon ale membrilor asociațiilor de proprietari către compania de apă. E foarte interesant. Păi ne-a spus și asta, domnul. Da? Și ce v-a spus? Uite, m-a spus curios și pe mine. Păi ne-a spus că nu este de acord cu așa ceva și a solicitat tuturor asociațiilor de proprietari să nu dea curs misivei trimise în teritoriul de către compania de apă. Îi se pare domnului Tănăsescu că este cu iz electoral intenția asta a celor de la compania de apă. Dar mulțumită domnului Tănăsescu, domnul Buga, am aflat și noi, dacă bărbații, iată, pleacă mai devreme. Unde pleacă? La băut? Unde pleacă? La văd? Mai știți că mai e și vorba aia românească, mi-ai mâncat zilele, vedem, nu? Cine mănâncă mai mult zilele cui? Este o statistică veche în România, pentru că 51,2% sunt femei și bărbații sunt mai puțini. Acum depinde cum i-a înzestrat și soarta pe câte unii. Unii au parte de mai multe femei, alții n-au parte deloc. Deci important este că există ofertă. Dar, nu știu, mi se pare de caragiale așa să numeri văduvele și văduvii dintr-un cartier. Probabil din lipsă de ocupație. Bine, asta e și un scop politic. Bag mâna foc, domnul Tănăsescu a dus și la PSD numărul văduvelor și al văduvilor ca să încearcă să întregească marea familie roșie. Da, nu e așa, domnul Tănăsescu nu e cu PSD-ul, nu e cu nimeni. De altfel, mulțumesc frumos, domnul Buga, pentru prezența sigur, la sigur, emisiune. Sigur, nici eu nu sunt cu PRM-ul. Da. Atât pentru astăzi. Rămâneți pe Campus TV, peste 5 minute urmează jurnalul. Până mâine, eu vă spun la revedere.